fără spicul, lanurile sunt setane. Nimeni nu se roagă încă dorul străjerii în cetate. Lacrimi nu mai cad sau poate nu le mai vedem căzând, prea puțin se roagă astăzi să coboare Duhul Sfânt. Ornițele lumii cântec sună ora nevegherii, înșelați pe un zvon de pace și-au închis ochii străjerii. Stau atâtea să se întâmple, profeții de mult prezise, Duhul Sfânt vrea să coboare, dar sunt ușile închise. Se mai zăbovește încă, nu e pregătit poporul, lanul suferă de sete și nu poate sparge norul. Rugăciunea e puțină, strigătul spre cer e șoaptă. Vorba câtă e de multă, prea departe e de faptă. Cereți de la Domnul ploaie, se aude o strigare, secerișul e aproape, lanul freamătă sub soare. Cereți Duhul Sfânt și cereți o măsură îndoită, picături de har că diavol peste inima zdrobită. Fulgeră prin anotimpul ploilor belșugate, se deschidă gazuri gata să se verse în plinătate. Ploaia înseamnă biruință, revărsare de putere, va primi făgăduința cine în credință o cere. Trece timpul rugăciunii, peste viac se lasă seara. Trece peste fruntea noastră îngerul cu călimara. Cine va putea cunoaște dacă este scris în carte? Cine a păzit porunca, s-o pățească mai departe. Cât nu trecem de votare, cât n-apune ziua milei, cere de la Domnul astăzi să adapte pe setea gliei. Să reverse în torente ploaia Duhului Preasfânt. Ploaia înseamnă sigilare într-un veșnic legământ. Amin. Thank you.
lacrimi, să nu le arăți la nimeni, să nu le știe nimeni. Ascultă-le cum picură în tăcere când singur stai la vatră, căci sau găsește inima de piatră, sau inima de frate în care te încrezi se umple, se înfioară de întreaga ta durere. La ce să o tristezi? Lacrimi, să nu le arăți la nimeni, căci tatăl tău din ceruri vrea poate să se ascundă cum mama se ascunde de copii, ca să ne arate cât de singuri stăm și ce pustii suntem fără de dânsul. La urmă apoi, când vede că ne comoaie plânsul, din umbră se arată, asupra ne se pleacă și vese, ca o mamă duioasă, ne ajută. Acesta, cred că, este modul în care Dumnezeu așteaptă și acum să ne ajute pe fiecare din noi. Acesta este modul în care Dumnezeu ar vrea să venim înaintea Lui, cu cereri, cu nevoile noastre și mai mult ca oricând, cred că Dumnezeu așteaptă ca biserică să venim înaintea Lui cu nevoia noastră adâncă. În urmă cu ceva mai mult de 2 săptămâni, urmăream pe internet o știre care spunea că în America s-a aprobat legea care garantează dreptul minorității sexuale, homosexuale, de a se căsători. Întreaga comunitate baptistă a observat că a fost în fierbere. Toți se întrebau ce se întâmplă. Este un semn. Este oare semnul că națiunea americană a fost lepădată? Și se îndemnau unii pe alții frații, a fost și la rugăciune, pentru că este un semn mare care se întâmplă, fraților, din sfârșit. A fost un semn mare. Poate suntem mai izolați și poate că nu știm. Este un semn mare. Și ceea ce se întâmplă acum, în cadrul bisericii noastre, este conferința generală, sesiunea plenară a conferinței generale și poate prea puțin ne implicăm și noi să sprijinim ceea ce Dumnezeu vrea să se întâmple în biserică. Poate prea puțin suntem partea lucrării care Dumnezeu așteaptă să o declanșeze cu poporul Său. Era apelul fratelui de Wilson la post și la rugăciune, la sprijin pentru ceea ce cei aleși din poporul lui Dumnezeu, cei pe care Dumnezeu i-a rânduit să conducă destinele bisericii în aceste timpuri, vor să hotărască. Este momentul să-i sprijinim în rugăciune. Încă se desfășoară sesiunea conferinței generale. Încă mai este timp să ne alăturăm în rugăciune lor și să-i sprijinim. Priveam cu ceva timp în urmă pe internet un videoclip publicat de fratele Ted Wilson. Era o scenarizare a ceea ce s-a întâmplat la 43-a conferință, sesiunea conferinței generale. Sora White era încă în viață și pentru cei care ați văzut acest clip, îmi cer scuze că îl repet, pentru cei care nu l-ați văzut, cred că este benefic să știm. Sora White a primit în viziune, o descoperire a ceea ce Dumnezeu aștepta de la acea sesiune a conferinței generale. Ea a văzut cum fratele Daniels, care atunci conducea destinele bisericii adventiste, este cercetat de Duhul Sfânt. Când s-a întâlnit cu alți frați, le-a cerut să-i se alăture în rugăciune, în umilință și în cercetare sinceră. Frați se întâlneau și își mărturiseau păcatele unii altora și erau pătrunși de dorința de a lucra pentru Dumnezeu și erau convinși că Dumnezeu așteaptă ca atunci biserica să ia atitudine, să fie o voce înaltă care să spună adevărul lui Dumnezeu, cât să fie toată lumea pregătită pentru că Domnul este gata să vină. În viziune era arătat și momentul în care începea sesiunea conferinței generale, frații își mărturiseau păcatele, era o atmosferă plăcută, cordială, frățească și toți erau impulsionați de gândul trebuie să mergem, să ducem vestea lumii și Domnul nostru trebuie să vină cât mai curând.
În clipa imediat următoare a apărut în fața un înger și sora mea întreba unde sunt frații mei și atunci îngerul i-a explicat că acest lucru nu s-a întâmplat. A fost doar o viziune din păcate. Dumnezeu a fi vrut ca așa să se întâmple, dar frații voștri, frații tăi, voi nu ați fost pregătiți și nu ați răspuns lucrării Duhului Sfânt așa cum Dumnezeu ar fi așteptat. Dumnezeu era gata să vină, dar voi nu sunteți pregătiți. Ceea ce învățați nu ați și pus în practică. A fost un moment hotărător în viața întregului pământ, deși ceilalți poate nu și-au dat seama, dar membrii bisericii care au fost după aceea conștientizați de sora White și-au dat seama de greșeala mare pe care au făcut-o, că nu s-au lăsat modelat de Duhul Sfânt, Dumnezeu n-a putut lucra prin biserică și Dumnezeu nu s-a putut întoarce pe pământ atunci când era pregătit. Ce a urmat după aceea a fost greu și pentru oameni și pentru natură. Au fost cele două războaie mondiale, a fost multă durere de atunci. A trebuit în mulțumim lui Dumnezeu că a avut răbdare să venim și noi pe lume. Dumnezeu a avut răbdare și îngăduință și iubire, ne-a și chemat la El ca să-L cunoaștem, dar poate este momentul acum, mai mult ca atunci, să ne rugăm, să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră, să ne facem parte a ceea ce credem, ce citim, ce susținem că suntem, chiar să fim și să fim vocea lui Dumnezeu care trezește lumea și pregătește calea ca El să se întoarcă. În cartea Tragedia Viacurilor, scrie la pagina 378, nu a fost voia lui Dumnezeu ca izraeliții să rătăcească 40 de ani în pustie. El trebuia să-i ducă direct în Canaan și să-i stabilească acolo ca popor sfânt și fericit. Dar n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Ei au murit în pustie din cauza neascultării și apostaziei lor și alții au intrat în țara promisă. În același fel, n-a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie amânat atât de mult și poporul său să rămână atât de mulți ani în această lume a păcatului și a durerii. Necredința însă i-a separat pe oameni de Dumnezeu. Pentru că au refuzat să îndeplinească misiunea pe care el le-a încredințase, alții au fost chemați să vestească mesajul lui. Din milă pentru lume, Iisus își amână venirea, pentru că păcătoșii să aibă ocazia să audă avertizarea și să găsească în el adăpost înainte de a se revărsa mânia lui Dumnezeu. Acum, ca și în alte secole trecute, prezentarea unui adevăr care mustră păcatele și erorile timpului stârnește împotrivire, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Când oamenii constată că nu-și pot susține poziția cu ajutorul Scripturilor, mulți se decid să o susțină cu orice risc și atacă violent și răutăcios motivele și caracterul acelora care stau în apărarea adevărului nepopular. Aceeași metodă a fost folosită în toate timpurile. Ilie a fost acuzat că aduce nenorocire asupra lui Israel, Ieremia, Pavel sunt enumerați. Ce ar trebui să facă mesagerii adevărului în această situație? Să tragă concluzia că adevărul nu trebuie prezentat, deoarece de cele mai multe ori singurul lui efect este acela de a-i face pe oameni să evite sau să se opună cerinței lui? Nu. El nu este mai îndreptățit decât primii reformatori să nu proclame cuvântul lui Dumnezeu pe motiv că acesta provoacă opoziție. Mărturisirea de credință rostită de sfinți și de martiri a fost scrisă pentru generațiile următoare. Acele exemple vii de sfințenie și integritate statornică ne inspiră curaj celor care sunt chemați ca în prezent să fie martori pentru Dumnezeu. În vechime, Dumnezeu i-a spus unui profet care vorbea în numele său, dar casa lui Israel nu va voi să te asculte. Totuși a adăugat, să le spui cuvintele mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta. Cred că este momentul să rămânem alături de Dumnezeu și să vedem prin post și rugăciune la ceea ce se întâmplă, la timpurile pe care le trăim. Sunt timpuri tulburi, deși noi încă ne bucurăm de pace. La granițe se negociază, se fierbe, nu știm, până când nu știm ceea ce Dumnezeu are în vedere. Convingerea personală este că Dumnezeu așteaptă să vadă hotărârea și atitudinea copiilor săi. Așa cum a fost dezamăgit în acea conferință generală a 43-a în 1903, cred că Dumnezeu așteaptă mai mult astăzi, cred că avem resurse mai multe, cred că ar trebui să învățăm din istoria trecută, cred că ar trebui să rămânem
în stăruință ca Dumnezeu să ne pregătească în primul rând, să pregătească lumea și să se întoarcă, pentru că ceea ce se întâmplă este destul de greu de suportat. Sunt lucruri care oamenii greu le duc, sunt greutăți care bat la ușă și este șansa noastră să rămânem alături de Dumnezeu, să avem favoarea de a trece cu El dincolo. Dumnezeu să ne ajute să rămânem alături de El și să fim cu ochii ațintiți la aceste probleme, să nu ne facem că trecem peste ele sau să le lăsăm să treacă pe lângă noi. Amin. Amin. Căci toate câte sunt au o măsură, tu
tirani și poți fi zgură. Să-l cercetăm cu ce se aude, sub haina aparenței, ce se ascunde. Se dă răspuns, să plece e pătat sau alt răspuns, să vină, e curat. Să-l cântărim în cumpăna cea dreaptă, să-i punem orice gând și orice faptă. E prea ușor, e pleavă, deci zvârliți-l. Sau este bun, e plin de rod, primiți-l. Și să-l probăm în foc de încercare, cu torul să se încingă tot mai tare. Elud, priviți-l cum se prăbușește. E aur, strălucirea-i mai mult crește. Numele tău curând va să se cheme în fața hotărârilor supreme, în fața judecăților cerești, e vreme să te întrebi și tu ce ești. Căci toate câte sunt au o măsură, tu poți fi diamant sau poți fi zgură. Ochii spre cer și priviți în jos pe pământ. Căci cerurile vor pieri ca un fum. Pământul se va preface în zdrențe ca o haină. Și locuitorii lui vor muri ca niște muște. Iar mântuirea mea va dăini în veci. Și neprigănirea mea nu va avea sfârșit. Am dorit ca din sală, dacă se poate, câteva rugăciuni, să se facă pentru conferința generală, pentru ce se desfășoară.
doar acolo ca să fie după voia lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare și cine dorește să facă rugăciune. Că nu te faci apel la inimile noastre, dar la propria vie.
în mine pentru că Tu ne-ai ocrotit până în prezent și ne-ai ajutat ca să înțelegem, Tată Ceresc, la ce piatră kilometrică ne aflăm. Te rugăm, Tată Iubit, să ne ajuți ca să ne privim viața noastră în urmă și să ne dăm seama dacă suntem adevărat copii ai Tăi, dacă putem să fim demni de împărăția Ta. Ajută-ne să ne putem da seama acolo unde avem lipsuri și să ne putem reglementa pe calea vieții. Tată Ceresc, dă-ne putere la aceasta prin Duhul Tău cel Sfânt și să ne binecuvintezi Tu cu înțelepciune să putem fi plăcuți înaintea Ta. Ajută-ne ca cu toți cei dragi al noștri să nu lipsim din împărăția Ta. Binecuvintează familiile noastre, binecuvintează pe cei care sunt departe de Tine și doresc mântuirea Tu, îi cheamă la poporul Tău. Îți mulțumim pentru că Tu ne iubești și ne-ai chemat la pocăință și ne-ai dat pe Fiul Tău ca să, prin sângele Lui, să putem fi mântuiți. Ajută-ne să facem această schimbare în viața noastră ca să nu putem să nu lipsim de împărăția Ta. Lăuda și măriți să-ți fie numele Tău pentru toate. Îmi dește veci. Amin.